Salut și bun venit la un nou clip în care o să desenez cucuie. Asta e pânza mea de astăzi. Pentru că noi tocmai o pânză am făcut ghilimele, v-ați prins? E pânză? Pentru că nu e o pânză. E o bucată de lemn sau, mai precis, un tocător. Pentru că n-am găsit o bucată de lemn de dimensiuni așa mici. Așa că tocător it is. Astăzi o să bat cuie în el ca să încerc să fac o lucrare... Atât, o lucrare. Hai să dăm drumul la clip. Hai să începem prin a desigila obiectul muncii. Avem o bucată de lemn incredibil de nefinisată, dar l-am ales de acolo personal pentru că mi-a plăcut textura asta de lemn de pe tocător și pe spate arată destul de frumos, dar cred că mai degrabă asta e fața pe care o să lucrez. Aici ai un pic de nivelat, asta este, e făcut așa mai din topor. O să încep foarte rapid prin a-i face un scurt tratament. O să folosesc lemon oil de la Dunlop, care, da, știu ce ziceți, într-adevăr în mod normal e folosit pentru lustruirea și hidratarea lemnului de pe gâtul chitarelor. Da, astăzi eu o să-l folosesc ca să hidratez tocătorul, pentru că, ce viață incredibilă, nu-i așa? O să dau frumos un strat subțirel de lemon oil, care, dacă tot vorbim despre asta, nu e ulei de lămâie. Îi zice așa doar pentru că miroase a lămâie din ceva motiv. În același timp și intensifică fibra, după care cu un mănunchi gigant de șervețele o să încerc să lucrez uleiul ăsta în interiorul lemnului. Iar când vine vorba de cuie, astea-s cuiele mele. Lumea de regulă merge la muncă, lucrează, își bat capul ca să câștige bani. Eu spăl cuie pe internet pentru clipuri. Ideea e că le-am cumpărat la kilogram și din ceva motiv așa arată substanța care e pe ele. Au ceva chestie, nu știu exact ce e, dar care îmi lasă pete negre. M-am gândit să le curăț un pic înainte de clipul ăsta. O să le clătesc și o să le usuc. Văd că încă rămâne un pic de negru pe șervețel atunci când vreau să le șterg de apă. Oricum sunt mult mai curate decât la început. Așadar, așa cum bine mă cunoașteți, astăzi o să desenez munți, glumesc. Știu, e mai șocant că nu desenez munți. Mă gândeam să fac un fel de portret, mai în umbră, mai în ceva dubios, nu știu, o să văd ce iese. Avem aici și ustensila. Hai să începem portretul. O să iau un prim cui și o să-l bat undeva în mijloc și o să-mi servească drept fundație pentru desenul meu. Ce e foarte ciudat și interesant la tipul ăsta de desen sau de artă sau de cum vreți voi să-i ziceți, e că lucrurile o să se complice atunci când vreau să și vorbesc și să bat cuie. Și sper ca acest videoclip să nu reprezinte un impediment pentru vecinii mei. Oare scoate mai puțin zgomot dacă bat cu ciocanul ăsta de cauciuc? Nope. Bă, văd că cuiul ăsta s-a fixat, dar n-a intrat așa de mult cum mi-aș fi dorit eu. Presupun că așa o să fie desenul, cu cuiele ieșite în afară. Lângă el urmează să mai batem un al doilea cui. O să încerc să delimitez o zonă care cred eu că o să fie ochii personajului. Habar n-am ce se întâmplă aici. Cert e că la finalul videoclipului trebuie să iasă ceva și nu știu, acum nu prea mă coafează ce se întâmplă aici. Și nu, ăsta nu e un clip de genul bat cu ei și după aia fac din alea coațe așa. Ăsta ori e desen din cuie, ori nu mai e. Văd că unele nu intră, ăsta n-are vârful perfect ascuțit, e un pic mai lat și nu vrea să intre în lemn din ceva motiv. Așa că o să încercăm altul. Boai, dacă era mâna mea acolo de desubt. Trebuie să atenuez cumva zgomotul. Am adus un prosop, sper să-i mai liniștească un pic de zgomotul ăla. Dar cred că nu o să mai am eu solid de desubt, aia e problema mare. Bă, parcă mai bine un pic așa. Bun, asta e zona ochilor. Sper. Cred că o să mă mulțumesc cu ciocanul ăsta de cauciuc pentru zgomot. Da, nu cred că o să vă mulțumesc cu ciocanul ăsta de cauciuc. Urmează să-i delimitez cât de cât zona unde cred eu că o să vină nasul. O să cred că undeva pe aici. Și undeva pe aici, pe dedesubt, o să vină o tentativă de gură care nu știu cum o să fie, dar o să vedem. Faza e că eu dacă nu le bat unde trebuie, chiar și dacă bat cu un pic, un milimetru mai la stânga și încerc să-l scot, o să rămână o gaură gigant care nici măcar nu o să mai permită să pun cui în zona aia. Așa că aș face bine că cuiele să intre unde trebuie din prima. O să fie chestia aia cu buza de sus și pe aici pe undeva o să fie buza de jos. De aici, hai să vedem cum îl rezolvăm. Trebuie să continui că nu prea am ce să fac. Clipul ăsta trebuie să se întâmple, trebuie să iasă zilele astea clipul. Așa că aș face bine să desenez din cuie. Asta nu vrea deloc să intre. Nu mai era nici să iasă acum. Incredibil. S-a înduit. Dă-mi un clește. Ce credeam eu că o să se întâmple? O să-i definesc un pic niște pomeți care sunt umbriți și care... Nu știu dacă o să iasă până la final, am început să-mi pierd un pic din încredere, mai ales când văd cât zgomot fac. Scuze! Asta s-ar putea să fie cel mai greu lucru pe care l-am făcut până acum pe canal. Nu d-alea cu mâna stângă, cu nu știu ce, pe... sus în jos, să bat cu ei într-un lemn, să bat cu ei într-un lemn. Nu știu exact ce se întâmplă aici în zona în care lucrez acum, dar trebuie să apară niște ochi la un moment dat, pe care inițial voiam să-i fac complet în umbră, ca să nu vă mai chinui cu detalii, cu chestii de genul ăsta. Dar acum că îi văd așa clar, aș încerca să fac și niște pupile în mijloc. Deși nu cred că e cea mai grozavă chestie pe care o pot face în desenul ăsta. Până la urmă cine o să mă oprească, nu? E complicat că la un moment dat nu mai pot efectiv să țin cuiul, că sunt prea multe într-un loc. Și dacă îl țin, nu-l țin! Nu te lovi în mână, nu te lovi în mână. Bă, cert e că să-mi făptui un pic ok aici. Mai are nevoie de niște umbre care o să fie un fel de... Da, nu știu. Un fel de hașur mai dispersat așa, mai disperat probabil. Trebuie să fac să pară că umbra asta din jurul ochiului se pierde așa. Nu știu exact ce se întâmplă și către o să duce desenul, că s-a cam abătut un pic de la cum mi l-am imaginat eu, dar o să continui. Speranța că o să iasă ceva până la final. La fel cum vă prezint și vouă tricourile și hanoracele pe care le vând în magazin, în speranța că o să cumpărați unul din ele. Fiecare achiziție pe care o faceți în magazin participă în mod direct la susținerea canalului meu. Și voi vă faceți cu tricou sau hanorac, așa că e win-win. O să revin aici asupra nasului pentru că o să încerc să construiesc la un moment dat partea asta dintre ochi și vârful nasului. Ceva mi-a căzut la cât am bătut în birou, nu vine să cred. Nu știu ce a căzut. E bine, nu sunt toate cuiele perfect drepte. Opa, dar știi, măcar nu sunt toate cuiele perfect strâmbe. Ia uite-mă, nu-mi stă cuiul. Bă, nu stă cuiul. Cade între altele și nu pot să-l țin cu mâna, că n-am de unde să-l țin cu mâna. Poate așa, din poziția asta. Nu-i cel mai ideal rezultat, nu e nici rău, punctul meu de vedere. Nu știu cum vi se pare vouă, dar mie nu mi se pare atât de rău ce se întâmplă aici. Având în vedere că desenez bătând cu el lemn. Bun, avem ochi, oarecum, avem nas, gură. O să încep să bat tot mai multe cuie în partea stângă, pentru că eu, din ce-mi imaginez eu așa, un pic cu imaginația mea multă, lumina vine din dreapta și o să fie foarte multă umbră pe partea asta stângă a lui. Dar o să fie tot mai multe cuie în stânga, în timp ce dreapta o să rămână aproape neatinsă. Un fel de desen monocrom alb-negru, numai că de data asta e maro-gri și cu petele astea ignorați petele de... Eu v-am zis că cuiele au ceva pe ele. V-am zis. Și le-am spălat, mi-am spălat cuiele. Ideea e că acum trebuie să fac cumva să și piardă umbrele astea, că sunt foarte dure, că eu fac aici artă din cuie, da! Alo, știi cum chiar acum? Și acum m-am prins eu că trebuia să-i umbrez nasul și mai tare pe partea asta, unde chiar nu mai am acces cu mâinile, că am bătut prea multe cuie. Nu mai pot să dau cum trebuie. Să vedem dacă mă pot folosi de clește. Să ținem asta aici. Ajunge, n-ajunge cleștele, bineînțeles. Nici așa în poziția asta, ia. Ia. Hai da. Uai. Bă, nu iese chiar cum am așteptat eu, din păcate. Dar, la final, o să trebuiască să fie ceva bun. Că altfel am filmat degeaba. Dar nu mai pot. O să mai bat câteva cuie, așa că am pe unde cred eu că mai trebuie. Și o să iau pauză pentru seara asta, eu nu mai pot. N-am zis în niciun moment de când am început clipul că știu să desenez cu cuie. Doar ați presupus voi că ați venit pe clip. Eu am zis că o să desenez cu cuie, nu că o să iasă bine. Am luat o pauză 2 zile, n-aș putea să vă spun dacă a fost datorată zgomotului pe care îl făceam sau datorită stării mele mentale. Adică serios, voi ați fi mulțumiți cu asta. O să încerc să continui aici orice aș fi încercat eu. Nu o să o mai complic prea tare cu el. O să facem câteva cuie extra, cât să-i definesc un fel de barbă. Au trecut 2 zile de când am început să filmez, nici nu mai știu să vorbesc. Asta este, nu mai vorbesc. Eu am zis încă de la început că personajul meu o să aibă barbă. Eu mi-am propus să aibă o barbă foarte mare și stufoasă, pentru că am văzut eu ceva poză de referință la un moment dat și am zis că vreau să fac așa un personaj în umbră, dar pare să că sunt în drumul către eșec. Ideea e că pe partea asta, care presupun că e dreapta feței, care e stânga feței lui, de fapt, nu o să pun aproape deloc cuie. Pur și simplu o să-l las așa, în timp ce aici, unde e zona umbrită, o să încerc totuși să urc în sus cu fruntea, tot așa, umbrit, fad. Trebuia să fac munți. De ce nu am făcut munți de la început? De ce nu ai făcut munți? Era mai simplu, fac eu portrete în umbră eu, din cuie, într-un tocător. Mă enervează cuiele care trebuie bătute în locuri din astea greu accesibile și care oricum nu intră drepte. Asta este, băieți. Bă, o să presupunem că aici în sus e fruntea, să duce undeva așa. Aș vrea să-i dau o tentă ușoară de tot de ureche. Am cam făcut tot ce se putea face și într-un timp atât de scurt și pe filmare cad chestiile de pe masă. Nu mai pot să continui treaba asta. Nu-mi dau seama cu umbrele. Cum s-ar vedea mai bine dacă umbrele pică tot așa în direcția în care sunt cu ele, sau dacă ar fi mai bine așa, în direcția opusă. Așa se vede și dintr-un top view, dacă facem un pic așa și conturăm Îi fac contur aici, nu se poate, trebuie să-i fac un contur. Măcar câteva, ca să stea desenul în picioare, practic. Să se definească, opa. Da, probabil e un pic mai bine, nu o să-i... Hai că să-i terminăm. Bă, hai că nici nu e așa de rău, măcar acum se vede mai bine că... E o încercare de față desenată, umbrită pe o parte. Din nou, nu știu dacă umbrele de la cuie trebuie să vină așa sau să vină invers, așa, cred că așa trebuie să fie, așa pare mai normal. La fel de normal precum membrii canalului meu, Panicon Zombie și Revolte, dar și membrii ceilalți care rulează chiar aici lângă mine. Mersi din suflet de susținere. Acum, pentru toți cei care se uită, există și un buton de super thanks chiar aici sub videoclip. În orice caz, pe mine mă găsești pe Instagram @nicu.mihai, însă pentru moment cam atât de aici. Eu am fost Nicu și ca de obicei, până data viitoare, să ne auzim cu bine!